creșteți mare. Și când ar fi la 20 de ani, l-ar fura sau l-ar fura cineva și ați găsi pe fundul lacului și ați scoate așa, ce ați face? Atunci nu știu cum aș reacționa. Când e vorba la alții, nu prea ne doare. Când e vorba la noi, da, ne interesează. Ce e la alții atât? Nu mai puțin, vă rog. Ce e la alții atât? Nu contează. La noi, dacă e atât, e foarte important. Doamnelor, probabil că există o lege morală. Nu știu, aveți acuzații pentru dânsele? O să fie anchetate și s-ar putea să vedem. Deci nu aveți acuzații pentru dânsele? Momentan nu. Așa că sunteți bine, liniștite, dați cu mătura în același loc. Am văzut și eu pe camerele alea că tu dați. Apropo, nu se tocește repede la cât schimbă gresia aici? Că văd că dați în același loc. Păi ce să facem, șeful? Dacă... Știți că vă asemănați cu el? Păi sunteți exact omul pentru om. De cât timp lucrați în slujba lui? Păi lucrăm de câțiva ani de zile bune. Nu pot să spun chiar de câți ani lucrăm, dar lucrăm, nu mai știu de eu, știu mai... Doamnelor, vă asemănați în orice caz, asemănați cu el. Vă convine când vă spun asta? Nu. Nu vă convine, da? Ei, aflați că e un adevăr. N-ați găsit nimic înăuntru, domnilor, da? Nu. Bun. Domnule agent, spuneți-mi, care este următoarea filieră? Următoarea filieră, avem o informație că dânsul ar vrea ca să plece din țară. O echipă de-a noastră mi-a informat. Noi știam asta de o săptămână. Vă rog frumos să priviți la cameră. Și spuneți-le telespectatorilor că nu să vă scape. Vă rog mult de tot. De scăpat nu o să ne scape asta, cu siguranță o să vedem. Lăsați că vedem noi până la urmă. Și în maxim 24 de ore va fi prins. Domnilor, vă doresc baftă. După ce am plecat de la casa lui Jamal, poliția, împreună cu trupele de intervenție, precum și echipa de investigație a OTV-ului, ne-am îndreptat către aeroport. Aveam informații că va pleca în acea noapte cu o cursă, dar nu a fost să fie așa, deoarece noaptea aceea și-a petrecut-o în Mogoșoaia. A ales o altă rută, știa că l-așteptăm, numai că oamenii noștri ne-au dat informații care au venit la fix. A doua zi dimineață, Jamal urma să plece cu o cursă către Italia. Știam de lucrul acesta. Încă de cu seară fusese postată o echipă. Toată noaptea l-au așteptat. Și a apărut dimineața. După ce au petrecut o noapte la Mogoșoaia, Jamal și cu cei doi acoliți, Vasile Băiculescu și Mihaela, se îndreaptă către aeroport. Echipele de intervenție îi urmăresc pas cu pas. Aici vor avea o surpriză foarte mare. Până la aeroport i-a adus o mașină particulară care, într-adevăr, după ce i-a lăsat, a plecat. Au venit și cu fereală mare se îndreaptă către aeroport. Soția lui Jamal Alice nu știu de unde a apărut, dar a fost și pentru noi o surpriză. Aceasta se îndreaptă către ei în goană și le cere să meargă împreună. Jamal nu este de acord. Apare și mama Alexandrei. Urmăririle sunt pe mai multe planuri. Aveau nevoie de ajutoare. Ai zis că trebuie să plec, ți-am zis!